Vecinii femeii spun că aceasta era văduvă de câțiva ani și locuia singură, fiind vizitată din când în când de către copiii care locuiesc în București. O vecină a văzut la un moment dat câteva flăcări și fum în dreptul locuinței femeii, flăcările distrugând două din încăperi și acoperișul casei. Tașamentul de pompieri Târgoviște a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mircea Vodă. La sosirea noastră, incendiul se manifesta la casă particulară, la dormitor și la acoperiș. Am acționat cu autospecial de lucru cu apă și spumă, incendiul fiind lichidat în timpul cel mai scurt. La sosirea noastră, la fața locului, se găsea și o victimă. La fața locului au sosit polițiștii care au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc tragedia. În cauză s-a întocmit dosar penal. În continuare efectuăm cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul bătrânei. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la serviciul de medicină legală Dâmbovița în vederea efectuării autopsiei. Pompierii spun că jarul căzut din sobă, pe covoare, ar putea fi cauza izbucnirii focului, dar nu exclud nici varianta unui scurt circuit electric.